Noul decan al barului de avocați Mehedinți este în continuare Dănuț Rolea. El a deținut funcția de prodecan al barului până în anul 2013, iar din acest an a devenit decanul barului de avocați Mehedinți. Anul acesta a fost singurul candidat pentru această funcție, iar pentru cele 10 locuri de consilier și-au depus candidatura 20 de avocați. Este o mare responsabilitate să fii decanul unui barău cu aproximativ 500 de membri și confraternitatea s-a dovedit și astăzi, pentru că foarte mulți din cei 500 de membri au fost prezenți în această sală și și-au exprimat opțiunile atât pentru funcția de decan, cât și pentru funcția de consilier în cadrul baroului Mehedinți. Baroul Mehedinți numără în prezent 455 de membri activi, iar pentru alegerea decanului Rolea Dănuț au fost valabile exprimate 282 de voturi pentru ca decanul să-și continue activitatea, 14 voturi nu le exprimate, iar un număr de 164 au fost voturi anulate din cauza lipsei de prezență. Prin urmare, Dănuț Rolea își va continua activitatea de decan al baroului de avocați Mehedinți până la următoarele alegeri.